În consecință, astăzi de la ora 17 în sala mare de la Palatul Cultural, liberalii sigheteni au fost din nou convocați la ședință pentru a alege președintele și biroul local de conducere. Convocatorul a fost verificat la virgulă de Comisia de Organizare și Desfășurare a Alegerilor, urmând ca accesul în sală să fie permis doar membrilor cu drept de vot. Față de ședința trecută, am luat împreună cu Comisia de Organizare și Desfășurare a Alegerilor Maramureș și președintele interimar Călin Bota măsuri suplimentare de verificare a membrilor cu drept de vot și am pregătit chiar o urnă și cabină de vot pentru a asigura un vot secret și incontestabil, susține președintele interimar al PNL Sighet, Anișoara Mihali. Este de așteptat ca și de această dată taberele din organizația PNL Sighet să facă scandal și să conteste alegerile. Surse din interiorul organizației susțin că vor candida Alexandru Oros și Dana Onița Ivașcu, cea din urmă fiind pregătită să conteste în continuare votul sau rezultatele alegerilor.